Festival de muzică ușoară pentru copii și adolescenți găzduit sâmbătă la Sighișoara. Festivalul de muzică ușoară Vocea Cetății Sighișoara s-a desfășurat sâmbătă în orașul nostru. Spectacolele având loc în sala Festiva Primăriei, cu proiecții ale acestora în piața cetății. Evenimentul a ajuns anul acesta la cea de-a patra ediție și a fost organizat de Fundația Elan București în parteneriat cu Fundația Prețuiește Clipa București și sprijinit de municipiul Sighișoara. La ediția din acest an a festivalului de muzică ușoară Vocea Cetății Sighișoara s-au înscris 64 de copii în cele patru categorii de vârstă ale concursului. Scopul organizării acestui festival cu caracter competitiv îl constituie descoperirea și promovarea tinerilor talentați în interpretarea muzicii ușoare, după cum a declarat Silvana Vasilescu, organizator al evenimentului. Bine v-am găsit, Sighișoara, sighișoreni! Mă bucur să vă revăd la a patra ediție a Vocii Cetății, Sighișoara. Avem un concurs 53 de copii, pe cele patru grupe de vârstă. În juriu, domnul Niculescu, domnul Stella Enache, domnul Marian Stere, domnul Nicolae Caragea și domnul Dan Todorescu. Este un festival care în fiecare an s-a dovedit a fi o oază de frumos. Într-o Românie tulburată de greutăți, copiii noștri cântă și copiii noștri visează că există armonie și noi suntem datori să-i ajutăm să nu uite niciodată că vom fi alături de ei, să o restabilim. Un cuvânt de deschidere a celei de-a patra ediții a Festivalului Vocea Cetății a avut primarul municipiului Ovidiu Mălâncrăvian. Vă urez un bun venit la Sighișoara, la cea de-a patra ediție a Festivalului Vocea Cetății. Tuturor participanților mult, mult succes. Nu vor fi copii care nu vor câștiga. Toți copiii din ziua de astăzi care vor participa la acest concurs cu siguranță vor fi câștigători. Vreau să mulțumesc Fundației Elan pentru eforturile pe care le face de 4 ani pentru a veni la Sighișoara și probabil cum în spatele fiecarei fundații se află o femeie puternică, aș vrea să-i mulțumesc Silvanei Vasilescu pentru eforturile pe care le face. Mulțumim, Silvana! Și nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc juriului, onoratului juriu, care a găsit resurse să vină din nou în micul nostru bol. Jurul Festivalului de Muzică Ușoară Vocea Cetății Sighișoara, ce s-a desfășurat sâmbătă în orașul nostru, a fost compus din personalități de marcă ale muzicii ușoare românești, membri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, din juriu făcând parte Stella Enache, Horia Moculescu, Nicolae Caragea și Marian Stere. Jurul, format din nume mari ale muzicii ușoare românești, a fost impresionat de talentul tinerilor și copiilor înscriși în concursul găzduit la Sighișoara. Dacă aș putea să dau visului aripi de foc și apoi vraja lui,
de ce.